Ați fost doamnă la hram, la spicoasa? Da, am fost la hram, la spicoasa și vă trimit și un video scurtuț care inițial am dus eu puțin societatea în eroare pentru că mi-a mi fotografiat cineva acea inscripție și eu am plănuit că au fost și au reparat cumva, dar, dar nu total. Până la urmă, când eu asară m-am dus cu o altă mașină, Stop, ca aici nu e nimic nicio. Deci așa și este acea sălcioară în fața acelei inscripții. Deși eu am fost la inspecția, direcția inspecției în construcții la Cahul și le-am relatat. De acolo, din, acea, din acel birou, am fost adică asigurată de către Vdoicencu Valeriu, care este și el este un specialist în inspecția în construcții, care mi-a promis că deci îi va comunica lui Tudor, lui Dumitru Criețu, care este nemijlocit responsabil de drumurile regionale, că este drumul nu, drumul local, adică drumul care uh, leagă satul Burlacu de satul Spicoasa. Și deci, uh, preteșii angajați ai inspecției în direcție, direcție în construcții, ei trebuie să verifice și deși este obligatoriu, trebuie să verifici cum prezintă, în ce stare se află drumurile și totodată se verifice și inscripțiile la întrările în sat. Eu, nimijlocit, am luat legătură cu domnul Ștef Niț, dacă nu greșesc, de la SA Drumuri, care dumnealui lui comunică. Nu este în gestiunea noastră această și inspectarea acestor drumuri. Ca după, după, vă zic, după ce am luat legătură cu ei, am mers totuși și la Cahul, cu alte ocazii, dar am și acolo la Cahul. Ca domnul Niedov, Ruslan, care m-a recunoscut pe drum, oprește mașina, coboară geamul și îmi spune, doamna Tamara, eu i-am spus domnului Crețu, nimic, ce va fi reparată situația. Acum eu public, le spun că situația nu a fost reparată, a fost mințită și de acel Dumitru Criesu, pe care l-am sunat, respectiv care el posibil a fost și în sat și primarul a aplicat parafă pe actele care el pretins vine în sat, că eu pe, pe Crețu. chiar l-am văzut pe data de 5 a fost în sat. Posibil și atunci el a fost la, chiar în primărie era, posibil atunci a aplicat, încă primarul nu era degrevat, i-a aplicat o parafă pe acel act, precum că el s-a prezentat în burlac. Ce a făcut? Pentru că trei ani de zile această inscripție stă tărăgănată, așa că Și dacă tot acest Dumitru Crețu, am tocmit divizul de cheltuieli pentru reparația asta pompoasă din primărie. De ce atunci n am îndrăznit primarul ca să-i spună? Pentru că el este persoana aceea care a solicitat o sumă bună pentru adică, pentru a-și procura benzină, pentru a alimenta acel autoturism ca să inspecteze drumurile, fie câmpurile, fie împrejurimile, adică să țină la control ce se află ce, deci, în sat și în satul Spicoasa. Deci, mă crezi că e vinovat primarul că a pus parafa sau că funcționarul raional că a venit și a cerut parafa fără ca să facă treaba? Eu, deci, până a vorbi. care e impus de fișa apostolului. Eu până a vorbi, până a declara aceste informații, eu m-am documentat. M-am documentat și am întrebat. M-am, pentru că eu vreau, eu vreau să fiu corectă. Fapt că cei de la Raion, nu corect, adică, deci, Mănâncă din banii noștri, pretinții ei au fost la burlacu, dar nu s-au dus până la intrarea în să inspecteze cum arată această plăcuță, deși ei m-au acuzat, da, trei ani și nimeni nu spune. Păi bine, primarul este responsabil, cel care cunoaște care este starea plăcuților și chiar și la intrare în sat, pentru că el chiar în data de 4 octombrie a dus chiar cu mașina primăriei, a dus copiii de la grădiniță, primarii și erau la, la, o la o conferință sau o sărbătoare de deci a fost o care deci și el absolut nu a luat atitudine chiar nici atunci la 5 octombrie. Eu vreau să zic că, și să pomenesc aceste nume care nu o siguran, dar de mai mulți ani, se folosesc de banii statului și astfel ce noi trebuie să solicităm să vină câte un președinte în primărie sau câte un guvernant ca să, să le dea peste mână, să nu consume, să nu cheltui banii și iată de unde se iau economiile. Benzină noi am votat că îi se oferă atâta benzină primarului ca el să inspecteze câmpurile bine, fășurile forestiere, ca după aceea să avem încă așa situații pe care o avem. Și acum cine știe când... Pentru că eu vă zic, inclusiv o fi văzut și un turist care au, au mers în, în, în satele date, dar sunt... Am, recent au fost organizate mă rog, din România au fost rudii, au, știți, deci chiar face o impresie nu atât de plăcută la intrarea în Sătucul cu spicoasa. Și sunt persoanele că eu le-am depistat. Eu cred că felul cum arată inscripția asta poate mai degrabă să atragă turiști decât să-i sperie. Nu? Poate poate să vadă de ce totuși să cârligați acea, de acel par, acea țavă, acel suport metalic. Eu bănuiam că vreo vulpe au făcut vreo vizuină, că e totuși e mal de drum, sau, dar trei ani, nu e, nu trei zile, nu e trei luni. Și eu sunt vinovat să eu sunt ochioasa, să eu sunt cea care scot gunoi din casă. Am căl... Mulțumesc pentru ca relatare. Se pare că lucrurile sunt putre din Danimarca, a Caholului. Păi trebuie să le reanimăm și trebuie să le să, să punem la punct, ori, ori așa, ori altfel. Ați vorbit vorbi acolo ia. cu oamenii de la Spicoasa, de ziua satului? Am puțin așa, am vorbit, chiar vă zic, lumea, dezamăgit, chiar au spus despre acest fapt. Poate nu e cel mai important, dar chiar și atitudinea... Spune, zice, și despre lumină, puțin așa am vorbit, n-am făcut eu acolo agitație, n-am luat cuvântul, n-am servit, că acolo se serveau, se chemau, să... Se... E, în fine, au fost niște concursuri la care eu practic nu prea am fost la timp, dar undeva în timp, în jur de o or, oră, or, ceva, eu am fost prezentă așa ca cetățean la acea la, la, la serbare. Bine, felicitări! Au început, alții fac campanie electorală, își promovează candidaturile... Din câte astăzi am auzit, cineva mi-a spus că trebuia să vină cineva de la echipa șansa în, la un magazin, dar nu am avut ocazia să merg, să văd, să... Eu dar am înțeles voi... că șansa nu mai rămas echipă, e doar candidata lor la funcția de primar, dar... Aș, așa este, pentru că eu nu, nu am mai văzut pe geam acolo la, punctul, la Consiliul Electoral de circunscripție nivelul 1 local, adică nu am mai văzut pe geam lista dânșilor, dar candidata la primar uh, am văzut că mai figure, figurează adică pe listă. Deci consilieri nu vor fi pentru că ei nu au întrunit niște condiții, au indicat doar 5 uh, membri ai Consiliului. Dar trebuie să aibă cel puțin jumate plus 1. Da, cel puțin șapte puteau să aibă și nici nu au remediat situația până la data de șapte, momentul încheierii depunerii actelor. E, o să fie dar mai ușor de ales oameni în Consiliu, dar... pentru consilieri dacă nu se dorească să lucreze în interesul cetățeanului, nu cred că ar putea să... să, să nu, deci nici cum primar, dacă primarul pune accent pe necesitățile și interesul cetățeanului, necesitățile, atunci va fi o echipă bună. Dar, atunci, dar altfel, vă mulțumesc! Mulțumesc și eu, vă doresc succes!